40 de medici au asistat-o la naștere pentru ca totul să decurgă fără incidente. Imediat după naștere, Alexandra a intrat în istorie. Cum a reușit o tânără în vârstă de doar 23 de ani, originară din Cehia, această performanță? O tânără de 23 de ani din Cehia a intrat în istoria țării sale după ce a născut quintuplii concepuți pe cale naturală. Deși inițial primise vestea că va avea gemeni, Alexandra a rămas șocată când doctorii au spus ulterior că va naște 5 bebeluși. Tânăra a născut prin cezariană 4 băieței și o fată perfect sănătoși. Tânăra mămică a fost asistată de 40 de specialiști de la cea mai bună maternitate din Praga. Fetița se numește Tereza, iar băieții Michael, Daniel, Alex și Martin. Suntem foarte fericiți, a spus tăticul celor 5 micuți, Antonin Croseșcen, în vârstă de 26 de ani. Greutatea bebelușilor variază de la 1,05 la 1,34 de kilograme. În țara noastră nu au mai fost înregistrate sarcini de quintuplii. În Cehia, aceștia se nasc la o diferență de 480 de ani, a declarat obstetricianul Alena pentru presa locală, potrivit național.ro. Femeia a fost criticată după naștere. Nu toți au avut cuvinte bune pentru aceasta. Eu sunt pe jumătate romă, pe jumătate cehă, iar un internaut mi-a scris pe Facebook că ziua în care am născut ar trebui să fie zi de doliu național, pentru că s-au născut încă 5 paraziți. Nici nu pot să descriu ce am simțit, spune Alexandra. Femeia în vârstă de 24 de ani mai mărturisește că stă cu chirie într-un apartament primit de la primărie și că, deși are probleme cu banii, nu se gândește să își dea spre adopție vreun copil. Când mă uit la ei atunci când dorm sau când îi hrănesc și ei se uită la mine, este un sentiment atât de minunat pe care nici măcar nu pot să-l descriu. Alexandra a intrat în istorie și odată ce a purtat 5 bebeluși, aceasta a intrat în istorie, fiind vorba de o sarcină cum rar se întâlnește, și asta pentru că totul a fost extrem de natural. Nu a implicat fertilizare in vitro sau alte tratamente de fertilizare. Șansele unei astfel de tip de concepție este de un caz la circa 60 de milioane.